Colegul nostru Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic, este alături de noi. Bună dimineața, Sebastian. Bună dimineața. Bună dimineața. Dacă ne uităm la un sondaj, de exemplu cel de la Inscop, arată că AUR a crescut spectaculos în sondaje. Putem să vorbim, dacă vrei, și despre faptul că a înregistrat o evoluție pozitivă față de, a intenției de vot, evident, față de celelalte partide care contează. Să te miri acum că AUR a crescut în sondaje, ca și cum te-ai mira că iarna ninge. Cam asta se întâmplă. De două luni vedem... Tu stai în București, că în București nu ninge. Bine, corect. Iarna. De două luni vedem acest trend ascendent al AUR și nu e nicio surpriză. Adică e o surpriză doar pentru oamenii care pur și simplu n-au vrut să înțeleagă realitatea și să o perceapă ca atare. Pentru că AUR nu a crescut brusc de la 0% la 20%, a avut un salt important, într-adevăr, de la 2% cât a luat la locale în 2020 la 9%, scorul care a intrat în Parlament, însă de un an și două luni de zile crește constant. A crescut apoi la 15-16% și vedem acum a depășit acest prag de 20%. Explicația e foarte simplă. AUR este noul partid antisistem. AUR face ceea ce făcea USR, de exemplu, în 2016 sau în perioada 2016-2020 și profită AUR de acest mastodont aflat la guvernare, PSD, PNL, UDMR, deci poate să facă o poziție, într-adevăr, la actuala putere a partidelor tradiționale și, în același timp, izolează AUR prin mesajul foarte vocal și USR acolo în opoziție. Deci a captat întreaga scenă din Parlament pe felia opoziției. Dar poate să țină chestia asta? Ar putea să da, țină? Da, poate să țină, pentru că ei au o strategie inteligentă. Aș spune, i-am urmărit în aceste luni, atent, și e singurul partid care merge în teritoriu, merge la firul ierbii, stă de vorbă cu oamenii și își deschid filiale până și în Cătune. De la cele mai mici localități până la marile orașe sunt prezenți peste tot și dublează această prezență din teritoriu cu mesaje vocale în mediul online care ajung la milioane de oameni. Și se simt extrem de sigur pe ei din moment ce, iată, pe o rețea socială au început să alcătuiască liste negre cu publicațiile toxice. Aici adică e o problemă. Permit deja da, să... se comportă periculos, am spune, pentru democrație, în primul rând, nu atât pentru presă. Și aici amintesc de vechile metehne ale partidelor totalitare, pentru că există această etichetă lipită pe fruntea lor de partid extremist, partid legionar, ori prin această atitudine de a face liste negre cu jurnaliști și cu publicații pe Facebook, nu din face România. Altceva din România, nu face altceva decât să-ți confirmi această orientare periculoasă din punct de vedere democratic. Nu cred că un partid ca AUR acum ar trebui să se preocupe de publicațiile incomode sau un politician n-ar trebui să gândească așa, care jurnaliștii îmi sunt incomodi și care îmi sunt prieteni. Da. Ar trebui să se gândească la libertatea presei în general, însă chiar și prin această acțiune AUR încearcă să polarizeze. Încearcă să atragă de partea sa, încearcă să se urce de fapt pe un val de ură și să atragă de partea sa cât mai mulți votanți. E o idee patentată deja în trecutul post-decembrist de Vadim Tudor. Periculoasă și atât de periculoasă încât, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să existe o reacție din zona oficială. Fie că e vorba de conducerea guvernul țării, fie că e vorba de... înțeleg eu și la celor de la AUR. A existat o reacție a guvernului, dar palidă. Verbal. Nu pare că... Asta zic. Nu adică trebuie să fie, mi se pare, nu, și organele de presă să fie cumva unite și să explice toate poveștile. Nu acest mesaj frapează neapărat prin duritatea lui, deși, așa cum spuneam, e un exemplu, un antiexemplu pentru spiritul democratic al acestei țări, însă pe viitor, dacă ne gândim, poate că în 2024, la scorul actual, dacă își va continua creșterea, AUR va ajunge la putere. Oricând va ajunge la putere, ce va face? Va închide publicațiile pe care ei le consideră incomode, le vor suspenda unor jurnaliști dreptul de a scrie, se vor uita la numele lor, pentru că așa și eu, dacă mă uit în buletin, nu sunt un român verde. Pune mâna pe telefon și zice, alo, vezi, nu mai dăm publicitate mâine la... Că știi... Sau nu că doar nu mai dăm publicitate, dar de mâine nu mai poți să scrii pe site-ul leak sau nu mai poți să apar la televizor, pentru că ești împotriva intereselor României. Dar tu României, crezi că se va putea ajunge la așa ceva, Sebastian, sau rămânem la statul de a face liste pe online? Nu cred că se va ajunge la așa ceva, însă această pornire împotriva presiei din partea unui partid politic trebuie discutată, trebuie analizată și întoarsă pe toate fețele, tocmai ca să nu avem surprize mai târziu. Bun.
Vorbim și despre tensiunile din coaliție. Pare că domnul Câțu și cu domnul Ciolacu nu sunt cei mai buni prieteni. Poate trebuie să meargă la o degustare de cafea împreună. În fiecare săptămână mă întrebați despre tensiunile din coaliție și eu în fiecare săptămână vă răspund că nu sunt tensiuni în coaliție. Sigur, la televizor vedem o anumită ranchiună sau mici înțepături așa între PSD și PNL, însă să fie foarte clar, această coaliție se poate rupe din două motive, fie de la funcții, fie de la bani. Funcțiile și le-au împărțit în ultimele două luni. Pe anumite teme, de la bani, probabil, nu? Banii, tema energie și avem... Deocamdată nu au ajuns la banii din contractele pentru PNRR. Acolo sunt miliardele adevărate, acolo sunt banii adevărați. Deci e prematur deocamdată să vorbim despre o ruptură a coaliției. Însă, sigur, pe anumite subiecte sensibile există o stare de tensiune, pentru că ce fac acum PSD și PNL și ce vor face și de acum înainte va fi să arunce pisica de la unii la alții pe adevăratele probleme ale României, cum așa cum spuneai și tu, energia. PNL are ministrul energiei, desigur PSD nu vrea să deconteze la pachet cu PNL de guvernarea pe acest subiect și încearcă să se debaraseze de liberali, nu mai fac echipă când sunt probleme. Același lucru îl face și Florin Câțu, care încearcă să-și păstreze această aură de anti-PSD-ist, deși el a dus PSD la guvernare. Dar să știi că problemele astea pe care noi le ridicăm săptămânal este, uite, și te parafrazez, la firul ierbii se percepe că ăștia doi se ceartă și oamenii nu să stea împreună. Asta văd, da. Evident, pentru că... Și aici așteaptă și poate o reacție de la premierul Ciucă. Sau de la Iohannis, care zice, eu am ajutat aici, am pus umărul să întâmple niște Iohannis lucruri. Vrea un singur lucru, linie. O guvernare în liniște vrea ca acest guvern să-și ducă mandatul la bun sfârșit și vorbesc aici de încă 15 luni, pentru că atât mai are Nicolae Ciucă în fruntea guvernului. Asta dacă nu cumva va fi validată acea acuzație de plagiat și va trebui să plece mai repede, însă să spunem că lucrurile vor tergiversa până dă un verdict CNCNAT cu până se ajunge în instanță și așa mai departe. Trec cele 15 luni și ne trezim în mai 2023 când trebuie să se impună rotativa guvernamentală. Apoi vine PSD la putere și uite așa se termină și anul 2024. Deci interesul președintelui Klaus Iohannis este să aibă liniște până la finalul mandatului său. Au mai rămas mai puțin de 3 ani. Nicolae Ciucă la fel își vede acolo de rolul de tehnocrat mai degrabă, nu de politician, pentru că nu are ambiții de a ajunge în fruntea PNL. Pe de altă parte, dacă îi separ pe cei doi, Ciucă și Iohannis, ne întoarcem la oamenii politici, la Ciolacu și la Câțu. Câțu, așa cum vă spuneam, el încearcă în continuare să se poziționeze ca liberal, încearcă să-și mențină mica statuie de anti-PSD-ist, deși, dacă ne uităm în sondajele de opinie, cota sa de încredere e undeva mai aproape de marja de eroare, e formată dintr-o singură cifră. Iar Ciolacu, sigur, încearcă să-și mulțumească partidul și de la înălțimea celor 34% cât are în sondaje PSD acum, își permite să le dea bubârnace celor de la PNL. Poziția lui Ciolacu e destul de sigură, dar aș vrea să te întreb, PSD, bineînțeles, vorbesc, dar spune-te, rog, care va fi soarta lui Florin Câțu în continuare. Pare că acolo... Aici e o discuție importantă. Dacă nu ar fi apărut acest plagiat, această acuzație de plagiat la adresa premierului, tot mai mulți lideri, baroni locali, liberali, l-ar fi împins pe Nicolae Ciucă spre șefia partidului. Pentru că în acest moment există doi poli de putere în PNL și nu doar în PNL, ar fi fost o situație identică cu oricare alt partid. Avem un premier la Palatul Victoria și un alt președinte de partid la PNL. Se repetă scenariul Orban versus Câțu, doar acum Câțu este în locul lui Orban în această poveste. Deci Câțu nu are nicio cotă de popularitate foarte mare ca să fie locomotivă electorală pentru PNL, nu mai are nici putere executivă să parte bani și funcții, așadar de ce să-l mai țină în fruntea partidului? O variantă era Nicolae Ciucă, ba chiar unii din PNL vorbeau și despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale pentru Nicolae Ciucă, însă această acuzație de plagiat a răsturnat calculele și PNL pur și simplu acum nu-și mai permite să facă un nou congres anul acesta, să-l dea jos și pe Câțu să instaleze pe altcineva, însă va fi doar un război amânat pentru anul 2023, când vor trebui să tragă linie și să gândească la prezidențiale. Duminică, cu cine stai de vorbă? Cu Vasile Dâncu stau de vorbă duminică, ministrul apărării, știm, e o situație sensibilă la granița României. Rusia a avut ar putea... și niște declarații controversate. A avut și declarații controversate, discutăm și despre declarațiile lui controversate, dar și despre cât de pregătită e armata României și dacă pe mine, de exemplu, bărbat, 30 de ani, 30 ceva de ani, mă ia în armată în cazul unui să conflict. Să ne spui și nouă, te rog. Bine, poate merge și Daniel Gutin. Spre deosebire de Daniel, eu sunt prima generație care n-a făcut armata, care n-a mai prins armata obligatorie. Oricum, Iohannis e vrea liniște, dar cu povestea cu asta ce cu se întâmplă pe plan mondial, dar vorbim despre asta altă dată. Marele nostru avantaj aici e din nou umbrela NATO. Și corect, cu asta ai dreptate. Mulțumim.